Salutări și bine ați revenit la un nou episod din Terariu. Până nu de mult nici eu n-am dat importanță cu ce îmi hrănesc insectele care vor deveni hrană pentru șopârle sau tarantule. Însă este un lucru destul de interesant, deoarece diversele vegetale cu care le hrănim, în principal clasicele măr, morcov și portocală, conțin chestii care pot dăuna animalelor. Să vedem despre ce este vorba. În primul rând, să aveți grijă ca atunci când cumpărați legume să le spălați foarte bine și chiar să le și curățați, chiar dacă este vorba de produse gen morcov, care teoretic stă în pământ. Probabil că și voi, ca și mine, în majoritatea timpului cumpărați legumele din supermarket. Iar în supermarket, ca să reziste o perioadă mai lungă, acestea sunt date cu tot felul de chestii care nu știu cât de sănătoase sunt pentru sănătatea animalelor. Iar dacă este vorba despre măr, care este o altă vegetală destul de des oferită ca hrană, întotdeauna curățați, deoarece absolut toți crescătorii la nivel mare de meri, toți cultivatorii de meri, dau cu tot felul de substanțe pentru a evita dăunătorii și a păstra merele mai frumoase o perioadă îndelungată. Dar, care este treaba? Morcovul are un grad ridicat de calciu. Conține mult calciu, calciu care se transmite mai departe. Așa că, dacă aveți super ormi, cum am și eu, și vreți să-i oferiți ca hrană reptilelor, este foarte ok să îi pompați mult morcov, foarte mult morcov, pentru ca aceștia să aibă un grad mai ridicat de calciu, care se transmite la rândul lui în reptilă. Însă în cazul în care aveți tarantule, este bine de evitat morcovul, deoarece calciul ăsta se transmite și animalului și puteți face, cum am pățit și eu, dyskinetic sindrom. La polul opus sunt portocalele sau citrice. E vorba de portocală, mandarină, cam aceeași chestie. Portocalele au un punct dăunător pentru reptile de data aceasta și este vorba de acidul citric, care poate crea tot felul de probleme unei șopârle. Spre exemplu, dacă este oferită ca hrană cu scurt timp înainte de a fi dat gândacul ca hrană la rândul lui. Însă portocalele sunt extraordinare pentru insecte, deoarece au ceva ce forțează foarte tare procesul de reproducere al gândacilor de orice fel. Deci, nu este de lăsat. Însă, puteți face o chestie destul de interesantă. Puteți scoate câțiva gândaci într-o altă cutie cât să vă ajungă pentru o săptămână, iar în colonia mare să dați în continuare portocale. Bine. Nu numai portocale continuu, dar pentru a mări colonia semnificativ, portocalele sunt varianta cea mai bună. În încheiere, cornul merge la Dan Vasi, care a avut un răspuns extraordinar. Nu prea mă pricep la reptili. Dan, cred că e timpul să încep să înveți câte ceva despre reptile, așa că sunt dispus să-ți dau ție cornul cu cutia și mâncare pentru următoarele 10 săptămâni. Sper că v-a fost util și episodul de săptămâna aceasta. Dacă v-a plăcut și vi s-a părut interesant, dați un share să afle și prietenii voștri terariști cam care este chestia cu hrana oferită hranei reptilelor și tarantulelor. Cam atât, vă salut și până data viitoare, nu uitați, promovați teraristica!